Bună, dragilor! Astăzi pregătesc o mâncărică de spanac. Eu am spanac congelat, 450 de grame, ciupercuțe, 200 de grame, un dovlecel și ceapă și usturoi verde, o legătură. Voi începe prin a toca legătura de ceapă și usturoi. Okay. Dovlecelul dau pe răzătoare. Voi pune o oală pe foc, adaug câteva linguri de ulei și călesc puțin ciupercuțele. După câteva minute adaug și ceapa și usturoiul. După 2 minute adaug și dovlecelul. Nu căliți foarte mult, doar cât să elibereze aromele din ele. La final, spanacul. Încă câteva minute. Asezonăm cu puțină sare, puțin piper, după gustul dumneavoastră. Voi pune și un pahar de 200 de ml de apă și las să fiarbă 10 minute după ce dăm clocot. Am dat focul mic și las 10 minute cu capac. Gata, a trecut 10 minute. Ce bine arată, abia aștept să mănânc. Bucanița este gata. Închidem focul. Se poate adăuga și făină sau smântână de gătit vegetală, dacă vreți să țineți post. Sper să încercați, este foarte bună, recomand. Puteți servi cu o porție de orez sau cu mămăligă proaspătă. Poftă bună!